Am fost scoși din sistem pe ușa din DOS, asta acuză un grup de 22 de foști militari bistrițeni care au executat primele misiuni armate în afara țării după decembrie 1989. Oamenii se simt discriminați în raport cu actualele cadre militare, pentru că legea s-a modificat și a lăsat fără un calcul corect al pensiei. Foștii militari au fost obligați să părăsească sistemul la împlinirea vârstei de 40 de ani, aceasta fără compensări salariale și fără acordarea unor grupe la calculul ulterior al pensiei. Între timp, legislația s-a schimbat, astfel că începând din 2015, cadrele militare active beneficiază de alt sistem în ceea ce privește pensionarea și calculul pensiei. De exemplu, pentru 6 luni petrecute într-un teatru de operațiuni militare, se consideră vechime un an. Toate acestea nu au efecte pentru cei scoși pe tușă la 40 de ani. Solicitând aceste instanțe să le recunoască și lor, ca și colegilor lor aflați la momentul acesta în activitate, să li se recunoască dreptul la pensie militară, dreptul la perioada în care aceștia au lucrat în condiții speciale, condiții deosebite, astfel cum prevede legislația, și mai mult decât atât, să le fie recunoscută și deduse din perioada, din vârsta standard de pensionare, să le fie recunoscută această perioadă în care au lucrat în aceste condiții. Am lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naționale 19 ani, am participat în misiuni internaționale, Angola, Afganistan, Kosovo. Eu și colegii mei nu dorim altceva decât să ni se recunoască drepturile noastre, pentru că noi, pur și simplu, s-a început după Revoluție, cum s-ar spune, militari profesioniști, și vrem să ni se recunoască absolut toate drepturile, să ni se dea ceea ce ni s-a luat. Noi nu am plecat ca noi din armată, au fost niște legi care nu vreau să le mai zic cum au fost făcute, ne-au scos pe ușa din DOS. Eu cel puțin, vă spun sincer, am plecat cu lacrimi în ochi, după atâția ani, cu o coală A4, diplomă de excelență. Consiliul pentru combaterea discriminării a constatat că această categorie de persoane este discriminată fără nicio bază legală, așa că în prezent peste 100 de foști militari apelează la instanțe pentru a le fi recunoscute drepturile.